multe vedete din România și-au găsit într-un final fericirea alături de sufletul lor pereche. Dar până să ajungă în acest punct, ele au trecut prin numeroase încercări și relații tumultoase. Îți prezentăm 10 cupluri de care ai uitat că au fost împreună. Numărul 1. Gina Pistol și Codin Maticiuc. Cu mulți ani înainte ca Gina să se căsătorească cu îndrăgitul artist Smiley, ea a format un cuplu cu recunoscutul Codin Maticiuc. Cei doi și-au început relația în anul 2005, când prezentatoarea era la începutul carierei sale și s-au despărțit după niciun an împreună. Ea a devenit una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune din România și a făcut parte din două proiecte mari, marca Antena 1, Șefi la cuțite și Asia Express. Codin Maticiuc este cunoscut pentru rolurile sale în Miami Beach, dar și pentru inițiativa Spitale Publice din Bani Privați. El a cunoscut-o pe Ana Pandeli, actuala soție, la o prezentare de modă a unei prietene comune. Cei doi au împreună 3 copii. În podcastul Acasă la Măruță, Codin a declarat că dintre toate fostele iubite, el ar fi ales-o pe Gina ca parteneră de viață și că a fost foarte apreciată de părinții săi. Dacă n-ar fi existat actuala ta soție, Ana, așa, cu care ai o familie foarte frumoasă, și, și ar trebui să alegi ceva de trecut, pentru că dacă da, a trecut, probabil că poate rămâne singur ca prostul, probabil că aș fi fost forțat de familie, da, să o aleg pe Gina Pistol. Pentru că au iubit-o foarte mult ai mei. Adică se sucă din toate fetele din trecut, pe ea au apreciat-o cel mai mult. Numărul 2. Smiley și Sânziana Negru. Prin aceeași perioadă când Gina și Codin Maticiuc formau un cuplu, Smiley se afla într-o relație cu Sânziana Negru. Cei doi s-au cunoscut în 2006 în studioul lui Marius Moga, pe când Sânziana avea doar 19 ani și Smiley 23. Aceștia s-au despărțit 2 ani mai târziu, după ce relația s-a consumat, dar au rămas în termeni buni până în ziua de azi. Sânziana Negru este creator de conținut în mediul online, fiind activă pe Instagram, TikTok, dar și YouTube. Ea și-a sporit popularitatea după ce a câștigat sezonul 6 din America Express, alături de buna prietenă Laura Giurcanu. În prezent, Sânziana trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Ștefan Floroaica, actorul principal din telenovela Lia de pe Antena 1. Într-un videoclip realizat de Shelly, aceasta a declarat că este deranjată atunci când oamenii încă o prezintă drept fosta iubită a lui Smiley după atâția ani. Te deranjează că în presă oamenii se referă la tine ca la fosta iubită a lui Smiley? Da. Este sinceră. Am pus întrebarea asta că știu. Pentru că au trecut câți ani? Mulți, rău de tot. 12? Mai mult. Foarte mult, da, încât să mai conteze chestia asta. Numărul 3. Andreea Raicu și Tudor Chirilă. Timp de 5 ani de zile, Andreea Raicu și Tudor Chirilă au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din România. Ei s-au combinat în 2006, s-au despărțit în 2008 și s-au împăcat în 2010. Ani mai târziu, Andreea a recunoscut că relația dintre ea și Tudor a fost una tumultoasă, plină de suișuri și coborâșuri, iar faptul că paparații îi urmărea peste tot nu a ajutat deloc. Pe atunci, Andreea prezenta emisiunea Megastar pe Prima TV, iar acum deține un business de succes. În 2006, Tudor Chirilă înființa trupa Vama, la scurt timp după ce Vama veche s-a destrămat. Astăzi, Tudor este cel mai vechi antrenor de la Vocea României, cu cele mai multe finale câștigate. Numărul 4. Dani Oțil și Mihaela Rădulescu. Dani Oțil și Mihaela Rădulescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste timp de 6 ani, care s-a încheiat prietenește în 2014. Relația a fost una dintre cele mai mediatizate din showbizul românesc, datorită diferenței de vârstă dintre cei doi, Dani fiind cu 11 ani mai tânăr decât Mihaela. El o menționează adesea pe Mihaela în interviurile sale și recunoaște că a fost femeia care i-a schimbat viața în bine. La scurt timp după despărțire, faimoasa prezentatoare a fost văzută în compania lui Felix Baumgartner, recunoscut pentru saltul său în cădere liberă de la o altitudine de 39.000 de metri. Aceștia s-au stabilit la Monaco, unde duc o viață luxoasă. Între timp, Dani și-a consolidat cariera de prezentator, cu 16 ani de matinal la activ, dar și latura de antreprenor, fiind implicat în mai multe afaceri de succes. El s-a căsătorit cu Gabriela Prisăcariu în 2023 și au împreună un băiețel pe nume Tiago.
numărul 5, Spic și Adelina Pestrițu. Înainte să formeze un cuplu de succes cu Ștefania, Spic a avut o relație de 2 ani și jumătate cu Adelina Pestrițu, influencer și creator de conținut. Povestea dintre ei s-a terminat în 2016, chiar înainte de ziua lui de naștere. Invitat la podcastul Fain și Simplu, Spic a povestit despre motivele reale care au stat în spatele despărțirii. Eu am avut o perioadă în care eu am încercat să schimb un om. Înțelegi? Și mi-am dat seama că nu-ți poate. Nu poți. De la 20 de ani în sus, hai nu 20 de ani, dar 25 de ani încolo, nu mai. Dar a încercat cineva să te schimbe? Da, fata... Din relația binecunoscută. Da. Deși nu s-o termina cum trebuie între noi și așa, mie mi-a adus cel mai mare plus din ultima perioadă pe partea de inteligență emoțională. În prezent, Spic este logodit cu Ștefania și are parte de o relație sănătoasă și liniștită. Aceștia s-au cunoscut pe când filmau videoclipul muzical Libelula și continuă să se înțeleagă foarte bine pe plan profesional, cel mai recent proiect fiind Aventura Strigați Ura, în colaborare cu Netflix. Adelina s-a căsătorit în 2019 cu omul de afaceri Virgil Șteblea și au împreună o fată pe nume Zenaida Maria. Numărul 6. Delia și Mateo. Înainte de a avea o căsătorie reușită cu Răzvan Munteanu, Delia a avut o relație de 2 ani și jumătate cu artistul Mateo. Aceștia s-au cunoscut pentru prima oară la un studio de înregistrări și au lansat împreună piesa Listen Up. S-au despărțit apoi în 2008, după ce Mateo a fost surprins de paparazzi la brațul altei femei. Delia l-a cunoscut apoi pe Răzvan Munteanu, care a cerut-o în căsătorie la scurt timp, pe o plajă exotică din Thailanda. Aceștia sunt împreună de peste 12 ani și au reușit să găsească un echilibru între viața profesională și cea de cuplu. Mateo și-a continuat cariera de cântăreț și producător și a găsit fericirea alături de soția sa, Elena. Numărul 7. Răzvan Fodor și Catrinel Menghia. Răzvan Fodor se bucură de o familie frumoasă alături de Irina Fodor, faimoasa prezentatoare de la America Express. Însă puțin știu că acesta a avut o relație de 2 ani și jumătate cu supermodelul Catrinel Menghia, considerată una dintre cele mai frumoase femei din România. Pe atunci el avea 26 de ani, iar ea doar 16. Diferența mare de vârstă, dar și planurile diferite de viitor, au dus la despărțirea inevitabilă dintre cei doi. Catrinel s-a mutat în Italia la vârsta de 18 ani pentru a-și urma cariera de fotomodel, ajungând să defileze și să apară pe coperta unor reviste de renume, precum Sports Illustrated și GQ. Numărul 8. Laura și Dan Badea. Laura și Dan Badea au fost căsătoriți timp de 2 ani, până când au divorțat în 2014. În podcastul Acasă la Măruță, cântăreața a vorbit deschis despre motivele pentru care mariajul ei nu a funcționat. A, păi stai că 2014 era finalul, că 2 ani a ținut măritășul. Bun, bine, deci erai pe finalul de... A ținut un an, a mai fost un an așa. Da. Ok, bun. Erai pe finalul... Greu. Vă rog să mă iertați că am divorțat, dar mi-a făcut foarte bine. Un an de zile, un an de zile în care nu cred că a știut omul cine am devenit. Dar mariajul ăsta a eșuat și din cauza ta? Bineînțeles, din cauza... Timpului, lipsei de timp, de comunicare, din de cauza cunoaștere. Vieții care așa a dus lucrurile. Artista și-a refăcut viața cu managerul ei, Ionuț Ghenu, și au o relație solidă de mai bine de 8 ani de zile. S-a speculat pentru mult timp că Laura i-ar fi furat iubitul actriței Doinița Oancea, care avea pe atunci o relație cu Ghenu, dar artista a negat pe deplin aceste zvonuri. Dan Badea este unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din țară și a prezentat emisiunea Ai Umor timp de 9 sezoane. El s-a căsătorit cu Mădălina în 2017 și au împreună un băiețel pe nume Arias. Numărul 9. Ina și Ștefan Lucian. Ina a avut un succes masiv la nivel internațional și a devenit una dintre cele mai înstărite cântărețe din România. Toate acestea cu ajutorul managerului ei, Ștefan Lucian. Aceștia s-au cunoscut pe când erau doi adolescenți și au avut o relație de 10 ani, dar s-au despărțit în 2013. Ei au rămas buni prieteni și parteneri de afaceri, construind împreună casa de producție Global Records.
La momentul actual, Ina se iubește cu rapperul The Lyric, de peste 4 ani de zile, iar Lucian este căsătorit și are un băiețel de 3 ani. Numărul 10. Adela Popescu și Dan Bordeianu. Înainte ca Adela Popescu să își formeze o familie mare și frumoasă alături de Radu Vâlcan, aceasta a avut o relație pasională cu actorul Dan Bordeianu. Ei s-au cunoscut pe când filmau telenovela Numai iubirea și au format un cuplu timp de 4 ani de zile. Diferențele în stilul lor de viață au dus la terminarea relației, perioadă în care Adela a suferit foarte mult. În prezent, ea are 3 băieți și este căsătorită cu Radu Vâlcan, faimosul prezentator de la Insula Iubirii. Dan Bordeianu s-a retras din televiziune, dar a continuat să joace în piese de teatru. El și soția lui, Teodora, s-au retras într-un sat de lângă București, unde își cresc împreună cele 2 fiice. Dacă am uitat să menționăm vreo pereche, lasă-ne un comentariu cu părerea ta și nu uita să te abonezi la canal!